iasă, nu pună jos deloc niciodată. Am emoții, am emoții pentru că de fiecare dată când filmez singur, am emoții, nu știu de ce, când mă filmează Dobrescu mi-e mult mai ușor. Da, am să vă prezint astăzi un băiat, un președinte de club, un prieten foarte bun și un avocat de succes care conduce o mașină de colecție, aș putea să-i spun, Bogdan Buga pe numele lui. Cum îi zic băieții, Buga. Așa că haideți să vedem ce ne-a povestit despre mașină și despre viața lui particulară. Salut, mă, Bogdan! Salut, mă, Daniel! Bogdan Buga, prietenul meu și asociat în această organizație pe care o reprezentăm aici, cu căni, cu tot felul de lucruri. Am uitat asta. Ai uitat de căni, da, vezi? Această emisiune conține plasare de produse. Bun, întrebări. Bogdane, prima mașină, m-au întrebat mulți, să știi, pe Instagram, chiar dacă tu crezi că nu te știe lumea, m-au întrebat mulți care a fost prima mașină a ta, modificată. Eu știu, n-are rost să mai spun. Adică pot să fac emisiunea asta singur, Bogdan doar să fie aici și să vă răspund la întrebări. Care a fost prima mașină? A fost un Cielo primit de la bunica mea cu zut, nu? Da. Păi zi, la 19 ani, mi-a dat. Chiar nu știu așa, tot. La 19 ani, Cielo. 95 albastru. Executiv. Manual, executiv corean. Adică era șmecher corean. Suspensie Conisport pe burtă, rigidă ca dracu, suspensii de la Opelul tău, da. Suspensii, frâne de la Opelul tău. Da, cade, da. Și cam atât. Ce să spun? Că eu Cielo. Bam, ai mers cu mașina. Eu am avut 3 mașini, mă, frate. 4. 4 mașini. Eu zic de acum, nu mă mai întreb. Audi nici Cielo, nu se pune. Audi nu se mai pune problema, că ăla nu știu ce era. A fost o etapă a vieții tale în care nu-ți găseai liniștea. N-am putut să o dau. N-am putut să o dau. Am vrut să o vând și n-am mai putut. A venit omul și a zis că nu mai dau. Am dat când îi dădeam cheie, dădea flacăra așa, am flambat și-o rapid băiatului de la poartă de la mine. Am dat-o într-un nu final. Că ar fi fost, nu, explică-le oamenilor, eu știu, dar explică-le oamenilor că nu dădea flacăra aia pentru că era mașina super pregătită. Nu, erau niște... Era una 3 care avea ce motor? Un 8 normal. Un 8 normal aspirat. Mort, aveai mort, la, 225. La iPhone aveai aplicații de aia de sub apă. La ce făcea? Și am avut Cielo, era normal. Iar în spate pe bancheta, am ajuns eu într-o seară beat mort, pe bancheta din spate. Ai dormit acolo? Băi, m-am scufundat în peturi, da. Și în cutii și în sticle de plastic, și umera și mașina lui. După a 3, Golf. Am avut Golf. Golful l-am văzut prima dată la Blond. Golf 5 e cea mai urâtă mașină posibil. Golf 5 GTI, Golf 5 GTI Edition 30. Edition 30. Cea mai urâtă mașină. Dom'le, și-a luat Blond o mașină. Ce mașină, mă, Golf? Lasă-mă, frate, mai ai mașină. Mi-a dat toată să plec cu ea în Ungaria. Am plecat cu ea, cu Suzana și cu un cofat. Zic, opa. M-am întors singur din Ungaria, rachete, am cumpărat mașina lui Blond. Au fost niște discuții, salut Blondule, aia a fost. Sfârșit. Da. Am văzut Golful cu greu, ca să cumpăr faimoasa mașină. Cum ai ajuns să cumpere RS4? Adică de unde, până unde? Mașina e veche, tu cu mașinile nu ești așa, spune-le oamenilor că nu ești super împătimit și super pasionat. Eu nu și sunt super împătimit, nu sunt nici cu volanul, nici cu covrigul, nici nu sunt cursant, nici cu tuning-uri, nu sunt. Mi-au plăcut mașinile mari. Mi-a plăcut Golf, am băgat bani în el, am fost cu tine la Porter, dacă ți-aduce mai aminte. Am vopsit-o, am pus-o blinzi din tare, mă rog. Din piele, da. A apărut Bog, prietenul nostru și al meu, vechi. Prietenul nostru Samsar. Tatăl RS4-ului ori din București, da? A venit Bog. A adus două din Germania. L-a adus pe la Gri, de la, că la Gri l-a cumpărat Redeș. Eu credeam că mașina mea fuge rău și fugea rău de tot. Era preparată la BMW. Știi tu cine? Da. La cine? Nu știi? La Bobby M&M? Păi da. Îl știi pe Bobby M&M? Da, îl cunoști? Normal. Fii atent. Ai câștigat. N-am câștigat nimic. Băi, mulțumesc. Cred că ăsta l-a folosit el. E posibil. La mașină. Așa. Unde am rămas? Era mașina preparată la Bobby. Era mașina preparată tare. M-am prietenit cu Redeș. Redeș a cumpărat mașina cu RS4 argintiu de la Bog. Daună. După aia l-a dat și el daună. Nu mai conta. Toată lumea. Mașina mea fugea. Golf. Și într-o seară am ieșit noi pe stradă, cum făceam noi întâlnirile noastre, plimbări cu tare. Merg, îi trag la Golf. El, nepreparat, era stoc, RS4. Al meu era blan. Zic, îl omor pe fraier. Eram cu Suzana în mașină, zic, fie încă ta fugi. Și a tras fratele tău, sport, hai, dă-i, a treia mea trăgea, pă, nu, nimic era, nu mă bătea. Ia după pământ. Ia. Zi-mi, cum era evacuarea? Țeav. De 7-6. Și trag, pac, mă uit la ăsta în dreapta, eram a doua, schimb a treia, zic, mă, ce e RS4? Bă, frate, și ce mi-am făcut? A plecat la mine de la a treia, așa, bau,
Zic, băi, 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 să-ți strică mașina. Nu mai trage mașina, dar asta e senzația. Mașina, gata. Și zic, nu, trebuie să iau. Și a venit Bog, ăsta. Adică aia te-a impresionat și te-a făcut să cumpere răspăr. Bă, da, nu știu, îmi place ce înseamnă mașina. Nu-mi place că fuge, nu-mi place că știi motor, că bam, 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 că cu tare, că tot nu pachetul, place că e break, tot pachetul, că fuge, te sui în ea, când te sui, ai deschis ușa de la mașină, te-ai suit în ea și ți-ai pus vorba fostului meu prieten Bog, costumul de Iron Man pe tine. Înțelegi? Ai un costum de Iron Man și nu te mai deranjează nimeni în trafic. Toată lumea încetinește pe lângă tine. Tare. Și am început încet, încet să fac bani. Ah, nu, stai, cum l-am luat? Întâlnire Street Maniacs, toamna, la mare. Aha, mi-am luat RS4 ăsta negru. Eu cu bolnav cu culoarea negru, neagră. Zic, Bog, dăm să dau o tură cu ea, am dat să dau o tură, eram cu Suzana mașină, Suzana, nu, exclus, mașina asta de moș, nu vezi, zici că e taxiu, veche. Că veche, că nu știu ce, pe tata la mine, zic că e 2007. Ce m-aș luat tata? E 2007, știi cum a verificat tata? Ce mașină ți-ai luat tata? Bă, mi-am luat un Audi din 2007, cu 150 da, de cai. Exact. Și mi-a venit impozitul, că am adresa la ei. Zic, bă, cred că au greșit ăștia. Zic, băi, da, au greșit, nu știu, cu litera, cu cifra, mă rog, nu mai contează. Dăm Bog mașina, am luat mașina Bog cu Suzana, mașina, am tras eu a treia, mă, bă, nu prea fuge mașina, bă, ce fuge așa? Am cumpărat, m-am împrumutat de bani, că nu făceam bani la perioada aia, ok? M-am împrumutat, am vândut Golful, l-am dat cu unui prieten de-al meu, ăla l-a dat daună totală, zic, vezi că mașina fuge. A cumpărat-o și de Crăciun, deschid telefonul, WhatsApp, îmi fac o cafeluță, fac, mă uit, Golf pachet. Sufletul meu era, am poză cu el în casă. Zic, ce? M-am luat zic, ce se întâmplă? Cunoști auto? Da. Păi, băiatul ei a zis că nu fuge mașina și pe serpentine, uite-o. Așa era. Zic, bravo, mă, frate. Am luat RS4, l-am cumpărat, era l-ai mort. Era mort. Deci l-au luat și l-au violat toți. Când dădeam RS4 negru în România, că e singur oricum, și cel mai puternic, vedeam curse Iași, București, nu știu ce, ba, 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 mamă, ba, drag racing, cu tare. Zic, ba, asta e, mă, mașina, o să mă arunc ăsta, că n-am cum să iau așa ceva. A fost un super tăcut. Asta e, mă, mașina. Bine, mă, frate. Și am început să bag bani, să bag bani, să bag bani. Și uite, 3 ani după, tot... Și după ce sumă imediat? Acum, după 3 ani de zile și făcut, nu pot să spun. Nu pot să spun, că veniți și îmi furați mașina și vine și pe mine în casă, zice că sunt miliardar. Nu sunt miliardar, 20.000? Am băgat. Cât peste? Da. Mult mai mult. Mult mai mult? Da. Săracă mașină. Păi am schimbat așa, toate brațele de la mașină de 4 ori, suspensia de 4 ori. Caseta. În cât? În 3 luni? Caseta. Caseta de 8 ori. Și acum merg cu caseta lui Redești de pe Golful dat daună, care merge mai bine decât toate celelalte casete. Și acum, mașina e țiplă, am dat motorul jos, am făcut turbinele, am făcut tot și acum e în față aici, am așa în ea, o lavabilă și niște amorță, că îmi fac un apartament, că așa se merge cu mașina, nu cum merg ăștia de pe aici, pe care am mai auzit, cu pescarii chinezi pe care iau ei de la bunici, știi? Pescarul chinez, da, pescarul chinez, uite, când auzi, mamă, mașina lui ăla ce tare, mașina lui ăla ce tare, păi dă-i un pescar chinez cu care ești odată la 3 săptămâni, hai de afară, la Mega Image, la piață. Adică tu o folosești zi de zi. Zi de zi. E singura ta mașină. E singura mea mașină și nu pot să merg. Am mai mers cu mașina lui Suzana. Îmi plac nu pot să o folosesc. Suzana. Am mai mers. Sunt rachetă. C1. Sunt rachetă, dar nu Fiat pot, 500. Ce zic? Nu aș putea să-mi iau o mașină, să știu că am mașina asta tare acasă și să merg cu mașina aia la altă zi. Păi stai că am un RS4 acasă. Nu mai adărcariți. Da, știi, da, nu există așa ceva. Merg cu RS4. L-am pus la vânzare. L-am pus la vânzare. Am vrut o sumă mai mare de bani pe ea pentru că nu vreau să o vând. Dacă îmi dă cineva suma corectă, o dau. Mi-a oferit cineva mai puțin, nu vreau să o dau, nu pot decât să o dau. Decât pentru suma respectivă. Da. Dacă ți oferă, ce faci? O dai? Da. Deci o dai? O dau. O dai? Da. Vezi că rămâne la televizor? O dau la televizor, televizor mare. Dau. Suma să-mi dea banii oamenii pe aia, cred că e o sumă. Cât? 32.000? Da. RS4 făcut impecabil. Are te acum aprins airbag cu bord, e volan un pic strâmb, dar nu-i problemă. Te duci cu mașina la serviciu, o verifici. Mă duc cu mașina la serviciu. Nu, eu pentru așa. Cumpărător, pentru cumpărător. Să duci cu mașina la serviciu, o verifică tot ce e stricat, schimbi tu. Și dai mașina nou-nouță. Sau scad din preț. Sau scad din preț. Ok. Vrei. Deci tăi, mie nu mi se pare scumpă, Bogdan, să știi, ar trebui să te gândești la o investiție de viață. Și dacă vinzi mașina, ce faci? Îmi iau o mașină de moș. Nu mai pot să mai plimb eu mașina, vreau să mă plimb eu mașina pe mine. Eu acum plimb mașinile. Salut, salut, uite, mă duc la birou, hai să vă plimb, hai. Groapă, ai grijă, groapă, stă apă, păi ajung foarte greu, mă, frate, undeva. Și să-mi iau o mașină care să intru cu ea în zid. Eu mi-aș dori un G, așa mi-aș dori eu. Și roz, dacă ar fi. Roz. Mi l-aș lua roz. Cu beculeț. Mi-aș pune și o fustiță portocalie, pe mine nu-mi place portocaliu, dar mi-aș pune așa și merge cu el. N-am niciun fel de gen. Cu un G. Cu un G. Da, cu un G nu se mai par la emisiune. Nu. Mi se pare o mașină tare. Gheu. Dar e singura mașină pentru care aș da RS4.
N-aș da pentru nimic altceva. Nici RS6, domne, că ia-ți un RS6, ia-ți un cutare. Nu, mă, frate. De ce nu ți-a luat modelul? Nu, mi-aș lua, nu știu. Mie îmi place mașina asta vechi. Așa sunt eu, pe vechi. Pe vechi? Pe vechi. Ai moli în barbă. Da, da. Hai să mergem să vedem. Mi-arăți RS4? Okay, da? Mi-arăți RS4? Arăți? Nu acum, acum în emisiune, a, nu gen acum putare, da. Da, peste două săptămâni. Cum să nu, Daniel, eu mă, te pup. Cine e Buga? Auzi, mă, ai întrebat cine e Teo? Păi, pe Teo l-ai întrebat așa ceva? Da! Da, mă, tate, tu știi ce e frumos? Eu! O trezesc de dimineață, mă cer cu Suzana, o duc pe șeva afară, mă duc la muncă, mai fac o jantă, mă mai sună cineva, uite, gata, vezi că ți-a curs, salut, salut, vezi că îți dă cu fum albastru. Mamă, miște-o mașina ta, îți dă cu fum albastru. Tocmai de asta nu cred că mai merit să fiu în emisiune. Mă, pea! Băi, frate, înainte numărul meu era 83. A, nu, bineînțeles, ca toată lumea. Și parole și tot, 1983. Bine, am schimbat acum. Bine, nu-i nici 13. E un calcul matematic complex. Deci era 83. 83, era 83 înainte. Păi chiar așa e, 83 minus 13 egal cât? Înainte era 83. După ce am făcut accidentul cu ATV-ul, că sunt șchiop, sunt handicapat, lumea trebuie să mă știe că sunt ăla care merg așa într-o parte. Bă, nu, dar vreau, trebuie să-mi iau. 100% trebuie să-mi iau, că vreau să-mi iau o mașină cu motor mai mare, 8.000, aveți? Da, de 8.000 aș vrea. Că așa face român, handicapat, și o mașină de cu motor de 8.000. Și după accidentul pe care l-am avut cu ATV-ul, în urma căruia am rămas șchiop, cu niște sechele, cu niște chestii, am avut numai ghinioane. Numai ghinioane, începând de la orice, terminând cu orice. Numai ghinion, ghinion după ghinion. Fă turbine, ia turbinele, pune-le, nu le strânge. Bă, nu știu, am numai ghinioane, nu știu ce să zic de numărul 13. Și atunci am să-mi accept soarta și să o dau pe față cu 13-le. Am furat numărul 13 la tot, rede și toparul și-mi, domne, că e numărul meu 13, că e ziua mea, nu mă pleacă, a mea, al meu. Ăla, nu, domne, că vreau numărul 13 la un tur și până la urmă am propus-o pe asta cu numerele, ca fiecare din Street Maniacs, cum eram înainte și acum cu Brutal Stack, să avem numărul. Am luat pe 13 și am rămas cu el. Dar am 13 peste tot. Am vrut să-mi pun și pe ușa aici 13. Am avut mașina în servis, să-mi dea jos motorul, să vedem ce are să-l pun înapoi. O operațiune care nu durează mai mult de 15 zile, nici dacă o fac eu avocat fiind la costum, fără să mă murdăresc. Nu durează mai mult de 15 zile. A durat 96 de zile. Normal. Și băiatul după 3 luni și ceva, când deja eram fier de nervi tot, m-a sunat pe data de 13, la ora 13, să-mi zică vino să-ți iei mașina, că e gata. Și zic, bă, nu-mi vine să cred. M-am dus la ora 13 eram, dar nu eram la și 13, la ora 13 eram la el. Mi-a arătat ce a făcut la mașină, gata, mulțumesc, mulțumesc, salut, salut. Când a închis capota s-a auzit un clanc. Ce a făcut asta? Nu știu, stai să ridicăm. Și când a ridicat, nu se mai ridica, s-a rupt cablul de la capot. Da, deci cam asta e cu numărul 13. Bă, eu cred că te și urmărește ghinionul, cum mă urmărește, nu pe tine, pe mine, că dacă suntem amândoi acum și mergem undeva, mă lovește pe mine, pe partea aia tu n-ai nici pe dracu, ești nebun și eu sunt paralizat pe viață. Deci mă urmărește pe mine 13, nu e că eu îl urmăresc pe el. Acum îl urmăresc și eu pe el. Că de-aia l-am pus peste tot, vino încoace, ce căcat. Ce poate să, dacă știu că am ghinion, ce poate să mai, de ce să mai fiu supărat? Aia nu e o pasiune, barba, nu e o pasiune. Adică ești bulangiu dacă zici, sau dacă te face hipster, știi, să stai să îngrijești în continuu. Da, o fac cu fionul dimineață cam veveriță. Când m-am trezit de dimineață, e veveriță pe față, așa e. E trage cu fionul, trage spalo, balsam, ulei, cu tare, da. Asta e, am trecut peste. Iar la pasiune, doar mașina asta pot să o numesc că e pasiune. Sau că a fost o pasiune. N-a fost o pasiune neapărat. Când am luat-o, râdeau toți de mine. Doamne, că aia neagră nu fuge, că uite filmulețe pe YouTube, uite cu tare, că l-am bătut 18 mașini. Zic, bă, frate, dar n-are cum, că e aceeași mașină, ești nebun. Și am început să o întrețin, să bag bani în ea ca să o fac țiplă tehnic prima dată. Am făcut o țiplă tehnic, mă, țiplă. Și în continuu se stricau câte ceva. După ce am făcut o țiplă tehnic, am vopsit-o. Jante, iar jante, rup jante, iar jante. Vezi că alea sunt fake-uri, alea sunt cu nituri, bine, mă.
Hai că le iau pe astea. Și n-am luat pe astea și astea au rămas. Acum și astea o să rămân. Și acum e cel mai puternic respat din România. Nu cel mai frumos, dar e cel mai bagabond. Deci la ora 13. Ora 13 la locație. Exact. Perfect, te aștept. Pa, pa. Pa, pa. Vine ușa la ora 13. Să fiu avocat, nu dinainte să au mașină. Deci Gașca o știu din totdeauna. Pe Daniel Magnificul știu din, de o viață. Pe toți băieții cu mașini îi știu teoretic prin intermediul lui Daniel. Pentru că el a făcut Street Maniacs. Am alăturat și eu lor în timpul meu liber. Mi s-a părut tare ce fac. Și așa am cunoscut teoretic pe mașiniști, cum le spunem lor, noi. Mașiniștii sunt prietenii lui Daniel. Deci eu teoretic i-am cunoscut prin intermediul lui. Sau separat, da? Recunosc asta cu mâna pe inimă. Asta e aportul lui. Bă, îmi place ce fac. Îmi place ce fac. E tare ce fac. Adică, niciodată nu e o rutină. Întotdeauna cunoști oameni noi. Cunoști tot felul de oameni. Tot felul de oameni. De la cea mai joasă speță până la cel mai șmecher om la care puteți să te gândești vreodată. Poate nu l-am cunoscut încă, dar am cunoscut oameni. Nu sunt fericit, sunt împlinit cu jobul pe care l-am. Nu cred că a schimbat, adică nu m-am gândit, băi, ce aș fi făcut acum 11 ani, aș fi făcut altceva, nu, pentru că acum 11 ani eram un golan, așa cum ți-am spus, și clar aș fi făcut orice altceva decât să învăț, dar ce aș fi făcut acum, dacă pot să dau 11 ani timp înapoi, aș fi învățat mai mult, aș fi pus accent mai mult pe cunoștințe și pe inteligență decât pe goloneală și pe vorbe aruncate prost, înțelegi? Aș fi învățat mai mult, poate. Sunt și schiop să moară. Mă băgați iarăși în asta aici. Haide, vino încoace, că ai bălit acolo la geam, nu vezi? Că ai bălit tot geamul. Să scoți doar cel mai slab punct. Nu e o problemă pentru mine asta. S-a băgat o mașină. Nu și-am pus centura asta. Ce faci, mă? Puneți, mă, centura. Dai, nu punem la pe ciocan. Mă sperii doar când simt toate chinciile astea pe mine. Gata, mă. Dar ce facem? Bungee jumping sau? Hai, închide ușa. Stai să le pun și eu pe mele. Închide-mi ușa, te rog frumos, că așa se cuvine la un pilot profesional. Unde luăm gicule? Dă-i înainte, poți? Nu. Dă-i înainte fără să opească. Băi, de ce râzi, mă? Oraș în treapta a doua, frate, nu vine nimeni. Dragiul ăsta, înțeles? Bă, frate, voi mă lucrați pe la spate, să mă rămas afectat. Eu am văzut episodul trecut, fechea n-avea așa ceva. Cum n-avea? Păi n-avea așa ceva. Păi ai văzut în față, că ai văzut fața lui fechea, ce ai văzut, gicule? Ai văzut și cane, a avut și fechea și cane. Cum, pe ce te mințim? Mai bine, mai încet decât niciodată, Bogdan. Și decât să n-ajungi, frate, mai bine cu 2 minute mai târziu, 3 minute mai târziu. Vezi că luăm timp de aici, fii atent, de la conos. Voi aveți impresia că eu dacă am mers 4, lumea mă întreabă, știi? Ești cursant? Domne, ești cursant, ne dăm, hai să ne dăm, hai cât scoți pe... Băi, nu scot, bă, frate, mă duc la Mega, mă duc la instanță. La instanță? Opa. Încet, ușor. Așa, vezi că aici nu ne cărăm. Te ajut, cât consumă RS4? Consumă ceva. Cât? La suta de kilometri, cât consumă RS4? Inestimabil. Cât? Inestimabil! Eu sunt
06. Eu mor, mă, eu mor. De ce te panichezi? Aici vezi că ți alunecă putul, mă, dai. E așa, mă, asta înseamnă, mă, așa îmi place, mă, așa îmi place, nu că cu roba, mă. Hai, nu cu roba, nu cu ăla, hai. Scădem, nu mor minut, cât a scos feghea? Cât a scos feghea? 56, cred. A fugit de mine pe autostradă, că i-am zis cu metri, haide pe autostradă, haide, că mi-ai dat două mașină. Plană! Plană, mă, că n-ai ce se întâmplă, ce și mie rezumatul. Plană, plană, așa. Cu gazul! Dă-i gazul! Este, mă, un minut. Băi, nu mă mai ține din vorbă. Nu te ții, ușor, ușor, ușor. Adică ăsta e ultimul tur, cum, da? Hai, 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 de cum ești, mă, mai ușor, ușor, sână, sână. Asta, ăsta e viraj. Mamă, eu mor, mă, eu mor. Hai, pe exterior, cum am vorbit. Plană, sână! Stânga, dreapta, plană, gaz, 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 gaz. Hai, 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 gaz. Sână. Da, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Așa impresionați oamenii. Nu? Păi da. Gata, mă, nu sunt obișnuit cu motorsportul, băieții mei.